Ospitalitatea este o trăsătură caracteristică unanim recunoscută a poporului român. În ea se manifestă aceeași umană deschidere spre om, aceeași tendință spre comuniune, manifestată în omenie și în dor. Unii preamăresc ospitalitatea românească, o mitizează și mitizând-o o transformă într-o marcă emblematică a acelui arsenal comportamental aparent pur românesc. Alții o critică, o ridiculizează și o consideră artificială. Sunt două extreme care nu pot fi împăcate, dar care sugerează că, iată, nu putem vorbi de ospitalitate uniformă între suta acelui românism atributiv, ci mai degrabă despre o ierarhie de ospitalități ce variază în funcție de contextul social și istoric. Da. Dumneavoastră sunteți un om ospitalier? Da. Adică dacă vine cineva în vizită la dumneavoastră... Cinstim cu ce avem sau binevenit. Da. Ospitalitatea se referă la primirea generoasă și cordială a unor oaspeți în spațiul tău propriu, se referă la a da și a oferi, dar nu spune nimic despre motivul pentru care primești pe cineva, dai sau oferi. Ori aici apare varietatea care, în cele din urmă, dă naștere ordinii ierarhice de ospitalități. Ospitalitatea românească e un mit sau e o realitate? O realitate este. Dumneavoastră sunteți o persoană ospitalieră? Da. Puteți să ne spuneți în ce constă lucrul acesta, adică ce faceți mai exact? Atunci când cineva se anunță că vine pe la mine, îmi place să mă pregătesc, să-l primesc cum trebuie, să se simtă bine. Pe teritoriul românesc s-au așezat totdeauna mulți străini. Românul s-a obișnuit încă din vremea migrației popoarelor cu faptul acesta. Și străinii au trăit bine pe acest teritoriu printre români. S-ar putea spune că chiar mai bine decât marea majoritate a românilor. Da, e o realitate. E o realitate, dar cu timpurile care se vin mereu, mereu, vom deveni și noi mai agresivi. Pentru că asta e situația. Credeți că pandemia de COVID-19 influențează puțin situația? Da, da, o influențează încă bine. Nu este dovedit științific, dar românii sunt mereu cei care oferă, fără îndoială, un loc de stat, o masă de mâncat, un scaun pe care să șezi, un zâmbet într-o zi ploioasă și o glumă când lucrurile devin dificile.